Domnul Neacșu, aici ne aflăm într-o altă încăpere. Compartimentul zbor. Am înțeles. Deci tot porumbei din lotul de zbor. Ce numeric aveți aici? 80. 80 de bucăți, nu? Și cum îi zburați? Aveți pentru toți? Văd că n-aveți pentru toți. Nu, aici încercăm să zburăm masculi la văduvile. E singurul compartiment unde avem deja și câteva cuiburi în partea dreapta noastră. Exact. Le lăsăm să trucească 10 zile, după ce depun ouăle, luăm femelele și ăsta e compartimentul unde ne mai ușor ca să putem să practicăm și vădurile. Da. Ați mai încercat și în anii precedenți? Nu. Metoda asta sau e în premieră anul ăsta? Pentru noi aici e pentru prima dată. Da. E un compartiment care e mai sus decât celelalte. Da, e situat la etaj, da. E mai spațios. Exact. Și pentru un număr de 40 de porumbei vrem să încercăm să vedem rezultatele. Porumbei arată foarte bine, trebuie să recunoaștem. Înseamnă că v-ați ocupat bine de ei și atent în toată iarna, nu? Pe toată iarna. Noi suntem atenți la porumbei în fiecare zi. Cât timp vă permiteți să stați în 3 zile, domnul Neacșu? Eu stau toată ziua. Și eu, și familia Davidoiu. Toată ziua, nu? Da. Aici porumbei... E mare pasiune la dumneavoastră. E pasiune... Așteptăm rezultatele. Exact. Muncim și vrem să... Să obțineți rezultate pe măsură. Mi se pare normal, sigur că da. Ne facem datoria față. Mergeți cumva și alocați sprijin și băieților care se ocupă de columbodrom sau vă ocupați exclusiv de porumbei din crescătoria privată a domnului Davidoiu? Atunci când băieții de la columbodrom cer sfaturi, îi sfătuiesc, merg și mă uit la porumbei. Dacă sunt probleme de sănătate sau nu? Noi dacă suntem atenți, n-am avut probleme de sănătate. Dar tot timpul trebuie atenție și lucrăm ca o echipă. Da. Și ei mă ajută pe mine. Vă ajută, nu? Da. Și eu ne ajutăm reciproc. Când veți începe antrenamentele cu ei, cu porumbei? Când veți începe să le dați, de exemplu, drumul afară, dacă vremea o să vă ajute? Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, nu? Săptămâna viitoare. Încercăm să-i lăsăm cel puțin 14 zile. Să zboare în jurul crescătoriei? Da. Apoi câteva mici antrenamente și deja intrăm în program... În sezonul în plin, nu? Da. Programul antrenamentelor. Mergem înainte cu tot programul. Domnul Daniel, vă mulțumesc sincer pentru amabilitatea de care ați dat dovadă, prezentându-mi porumbeii, rezultatele lor, sușele, parțial din pregătirea lor. Vă doresc sincer să aveți mult succes, atât dumneavoastră în calitate de manager, cât și proprietarilor, adică doamnei Ireni și domnului Davidoiu. Să dea Domnul să aveți un sezon 2013 bun și foarte bun. Sunt oameni ambițioși, oameni care se implică și exact. Eu cred că o să apară și rezultatele. Sunt convins că o să apară și rezultatele pentru că aveți păsări de calitate, cum nu există foarte multe crescători din România și vor veni și rezultatele. Sunt convins de asta. E doar chestiune de timp. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc și mult succes. Cu stimă toate cele bune.